pentru a ne bucura de lansarea unei cărți deosebite, spun eu, în care bogățiile pe care le-a avut și mereu de-a lungul timpului sunt multă migală scrisă în această carte și este o încercare, spun eu, foarte reușită de a pune în, pe hârtie tot ceea ce s-a întâmplat în istoria acestui oraș, despre tezaurile orașului nostru, despre care s-a vorbit foarte mult și s-a și scris, dar din păcate foarte mulți șimleoani nu cunosc amănuntele despre modul în care au fost descoperite și chiar nu cunosc, poate mulți dintre ei, locul în care se află acestea. Din păcate, unele nu sunt în România, nici nu știm dacă o să fie odată, dar este o mândrie pentru noi că s-a descoperit aici și vă spun că am fost prezent și am fost emoționat în Budapesta, la muzeul Nemzeti, să văd expus un tezaur care a fost găsit în orașul nostru. L-aș ruga, în primul rând, pe cel care este vinovat pentru prezența noastră aici, respectiv pe domnul profesor Corbeanu, îmi spune câteva cuvinte despre ceea ce l-a determinat să se apuce să scrie această carte, despre cei doi ani în care a adunat cu multă migală multe dintre și despre tot ceea ce consideră dânsul că trebuie să ne spună astăzi și cu siguranță vom afla poate multe lucruri pe care nu le știm astăzi. Și mă bucur în același timp că unul dintre cei care a descoperit un tezaur, respectiv Mălin, care era, nu știu câți ani avea atunci, clasa 9, 15 ani, care a descoperit unul dintre aceste tezaure, este prezent astăzi alături de noi. Cred că va fi o zi frumoasă și... Nu, cel care în România. Bun, încă o dată vă mulțumesc. Mă bucur că este o prezență foarte consistentă, deosebită, oameni valoroși care au avut și au ceva de spus în scrierea istoriei acestui oraș. Poftiți, domnule profesor. Domnule primar, distinse doamne, domnișoare și domnule. În urmă cu câțiva ani, într-un volum în care publicam niște poezii și epigrame, scriam. Mereu am spus că nu contează anii din viața ta, ce îngrabă au trecut. Nu-ți dau valoare avuția banii, e important viața ce ai făcut. Consecvent acestui principiu, în cei 47 de ani în care am slujit așa cum am putut eu, această colectivitate șimleoană, am încercat să fac din locul meu de muncă o tribună de propagandă a culturii. Am încercat să transpun niște treburi pe care le-am avut eu de-a lungul anilor. Și anume, copil fiind, reprezentata mea mamă, Dumnezeu să ierte, îmi povestea despre tezaurele șimleone. În lungile seri de veche cu bunicul meu, pe dealul Sfântul de avea vie, îmi povestea despre aceste treburi. Deci, de la început, mi-au inoculat această treabă a faptului că șimleul a fost un leagăn unde, din cele mai vechi timpuri, poate, s-a făcut cultură, s-a făcut ceva ceea ce vizează frumosul, arta. Ceea ce veți vedea în aceste cărți este artă. Este frumos.
este ceea ce omul atunci când este lovit de o pană celestă. Este când Dumnezeu își îndreaptă atenția asupra lui, poate face. Veți vedea în această carte, în urmă cu poate 2000 de ani, poate mai mult de 2000 de ani, ce puteau face oamenii. Nu întâmplător, în 1956, Tudor Ardezi închina un volum omului, cântare omului. Omul este cea mai extraordinară ființă pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. În acest volum am încercat să descriu, dezbrăcat de haina mitului, dezbrăcat de legende, așa cum titlul cărții este Adevăr și mit despre tezaurele și leoane, am luat și de acolo și de acolo, dar a prevalat adevărul istoric a cercetătorilor, a oamenilor de talia domnului doctor Horea Pop, oameni care spun cu convingere și cu motivare ceea ce spun. Și pe această cale îi mulțumesc pentru că m-a ajutat. Dacă vreți, de ce am mai făcut treaba aceasta? Și Șimleon fiind de aproape 7 decenii, știam că 50% poate din populație, dar zic eu mult, 50%, poate au auzit despre aceste tezaure. Dar, cu certitudine vă spun, nici 5% n-au avut vreodată ocazia să-și încânte irișii cu aceste comori. Să le vadă, măcar în poze. Și atunci am zis că poate am o datorie și față de cei care mi-au inoculat ideea aceasta, poate am o datorie și față de comunitatea șimleoană, din rândul căreia fac parte, poate am o datorie și față de Măgura, acest cerber care cu atâta strășnicie a păstrat aceste comori încredințate lui. Întotdeauna am spus, și Șimleu, și îmi face plăcere să o repet, este așezat în această depresiune ca într-un cuib al dragostei și muncii. Întotdeauna și Șimleu a fost pentru mine poate mai mult decât pentru alții o familie. Am iubit orașul acesta, îl iubesc. Așa cum spuneam de multe ori, cum iubește căruțașul, cu patimă. E cu patimă iubesc acest oraș. Și ceea ce am făcut întotdeauna pentru acest oraș, nu am făcut niciodată uitându-mă peste umăr, ce câștig din treaba aceasta. Mai zilele trecute am fost la distinsa televiziune, care îi doresc și pe această cale foarte mult succes, Regio TV, unde moderatoarea m-a întrebat: în Șimleu Silvanului se face cultură. Ca om care 47 de ani am slujit această, am lucrat pe acest palier al culturii, am răspuns cu toată certitudinea, da, se face. Se face și iată, dacă îmi permite să vă spun, joia trecută am avut o altă lansare de carte. Vineri, distinsul nostru coleg, maestru Costelaș, a fost cu niște copii la Sibiu, la o expoziție de pictură. Da,
se face în Șimleu cultura. În ciuda faptului că diriguitorii acestei țări, și dinainte și de acum, nu dau nimic pe cultură. O spun cu toată certitudinea, nimeni nu o să mai ia pensia. La ora actuală, cultura românească trăiește agonic. Dacă la ora actuală cei care împrăștie banii neamului românesc a ajuns să dea 0,2% din produsul intern brut culturii, ce cultură se mai poate face? Nu întâmplător spunea cel care se autodefinea, sunt suflet în sufletul neamului meu, și când bucuria și amarul coșbuc, cultura este micimea sau măreția unui popor. Prin cultură putem ajunge mari. Prin cultură putem fi recunoscuți. Fără cultură, un popor este sortit pieirii. La fel spunea Iorga, în urmă cu aproape 100 de ani în Parlamentul României. Cultura este identitatea unui popor pe termen lung. Oare, la ora actuală, avem interes ca identitatea poporului să o estompăm? Să o ucidem? Cred că nu. Și atunci fiecare dintre noi, care poate, care știe, este dator să facă ceva pentru cultura acestui neam. În acest volum am încercat să readuc în memoria concetățenilor mei și nu numai a lor câteva episoade, mai precis 3, din istoria acestui binecuvântat loc lăsat de Dumnezeu pe pământ, care este și meu. Am vorbit despre primul tezaur care a fost descoperit incidental în 3 august 1797 de către doi copii care pășteau niște capre. Ce conține acest tezaur? Ce minunății sunt acolo? Vă las dumneavoastră plăcerea să le descoperiți și în felul acesta vă și incit să răsfăiți cartea. Cu atât mai mult cu cât între noi fie vorba, o distinsă doamnă doctor îmi spunea, de ce vă tot omorâți să scrieți cărți? Dar și așa nu le citește nimeni. Eu am impresia că totuși sunt oameni care citesc aceste cărți. Al doilea tezaur, tot accidental a fost descoperit și culmea este că aș vrea să cred că acest cerber care este măgura cam în jur de un secol scoate ceva. La aproape 100 de ani al doilea tezaur a fost descoperit în data de 20 aprilie 1889, tot așa, tot pe versantul Măgura și tot întâmplător de către trei muncitori care lucrau la viile domnilor, cum se spunea, respectiv la proprietatea din Șimleu a doamnei Teletschi Iosefa, de pe strada Argeșului, cunoscută pe vremuri de Ciorgăuțu. Și aici veți vedea niște obiecte de artă pe care la ora actuală nu știu dacă ele se pot face. A treia comoară este descoperită tot la fel accidental de 25 aprilie 1986, aproape la 100 de ani, de către doi
dintre cei trei copii ai familiei Lazar din Cehei. Unul dintre dânsii este aici. În acea perioadă avea 14 ani, în clasa 9. Acest al treilea tezaur este din argint. Tot tezaurul este din argint și este, după cum specialiștii au stabilit, este un tezaur de origine dacică. Eu nu am intrat în această carte și nici nu mi-am erijat vreun drept de a comenta, de a-mi da cu părerea. În această carte am fișat 2 ani de zile din tot ceea ce s-a publicat despre acest tezaur. Atunci când în carte veți vedea niște considerații asupra acestor tezaure, ele sunt făcute de oameni competenți. Eu doar am adus prin atenția dumneavoastră faptul că și Greu este un leagăn de cultură, este un oraș pe care trebuie să îl iubim, este un oraș unde, în primul rând, și Mleoane sunt tezaurul. Și dați-mi voie să vă citez în încheiere o frază din prefața acestui volum, pe care domnul primar Țurcaș l-a scris. Și zic eu că această frază sintetizează tot ceea ce am vrut eu să spun. Zice domnia sa aici, pe aceste comori din interiorul vostru și al nostru, vă invit să le descoperiți când citiți cartea lui Dumitru Corbeanu, Adevăr și mit despre tezaurele și Mleoane. Fiindcă aurul și nestematele pământului suntem până la urmă noi, oamenii. Cel mai depres tezaur al orașului și Mleu Silvaniei suntem noi și Mleoane. Sunteți dumneavoastră. Și dacă spun că sunteți dumneavoastră, este și pentru faptul că la ora actuală, vă dați seama că din pensia mea nu putem să fac această carte cu grafica și cu tot ceea ce este ea. Îmi fac o datorie de suflet și onoare din a mulțumi în mod deosebit celor care au confirmat faptul că sunt prieteni. Prietenii sunt de foarte multe feluri. Prietenia nu se cumpără, nu se vinde. Iată că unii oameni au confirmat acest lucru. Și vreau să le mulțumesc aici, în fața dumneavoastră, în numele comunității și Mleoane, căreia i-am dedicat această carte, să mă plec cu respect în fața lor. Ei se numesc simplu Dumitru Blaga, Vasile Boier, nepoata mea Anca Crețu din Turda, Demian Francisc, Gabriel Ghilea, distinsul notar, Sorina și Claudiu Haiduc, Ianoș Herea, Ioan Sonia, sora mea Maria Vereș. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului primar Septimiu Țurcaș, omul care în cei 9 ani de când este primar, din care 8 l-am fericit sau l-am nefericit că am lucrat împreună cu domnia sa, a avut întotdeauna o deschidere, o aplicare înspre cultură,
înspre tot ceea ce înseamnă a face ceva pentru colectivitatea locală. Puțin sunt oameni de genul acesta. Nu întâmplător, acum și aici, și în carte, am scris om cu vederi largi, a plecat și mereu deschis înspre cultură, educație și ridicarea gradului de confort, cunoaștere și civilizația locuitorului, bătrânului și mleu, fără de care această carte nu ar fi văzut lumina tiparului. Vă mai spun un amănunt. De multe ori am ajuns într-un punct în care drumurile se bifurcau. Poate nu știam cu Dumnezeu. Poate m-am săturat. Poate m-am obosit. Domnia sa a fost omul care m-a impulsionat. Du-te mai departe, este păcat, este drept pentru care și mleoanilor, dumneavoastră, domnului primar, celor care m-au ajutat, vă mulțumesc, Dumnezeu să vă dea în 10. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, și cu siguranță de astăzi înainte mulți dintre șimleoani vor afla despre comorile care au fost descoperite aici. Sigur, ați avut momente în care ați vrut să renunțați. Eu am făcut, v-am impulsionat și sunt convins că la fel ar fi făcut oricare ar fi fost primar, dacă ar fi fost de bună credință. Pe partea cu cultura, este adevărat că probabil unii consideră că altele sunt prioritățile, dar haide să nu disperăm, pentru că și de jos în sus lucrurile se pot îmbunătăți și totuși există și oameni care se apleacă și susțin în primul rând cei de la care așteptăm noi foarte mult, respectiv copiii noștri. Vă mulțumim din suflet. Este o mare bucurie pentru noi să avem această carte document și vă dorim ca începând de, hai să spunem, săptămâna viitoare, să fie o pauză de săptămână, să vă ascuțiți penița și să puneți din nou pe hârtie multe din gândurile pe care le aveți. Și pentru că la început pomeneați de, adică în timpul cuvântării dumneavoastră poveste, pomeneați despre suportul pe care domnul doctor în istorie, Horea Pop, vi l-a acordat. Mi-aș permite să-l provoc să ne spună câteva cuvinte, fiind cel mai autorizat în acest moment.